Numele poetului antic latin Ovidiu, pe numele său întreg Publius Ovidius Naso, rămâne unul de foarte mare interes. În aceste zile, o delegație a clubului Rotary din Sulmona, orașul unde s-a născut Ovidiu, s-a deplasat la Constanța pentru a vizita locul unde a trăit și a murit poetul. Am vrut să realizăm această întâlnire pentru că se împlinesc 2000 de ani de la nașterea lui Ovidiu. El s-a născut în orașul nostru, la Sulmona, și a murit la Constanța. Este un schimb cultural și înfrățirea celor două orașe este importantă. Grupul de italieni a rămas impresionat de statuia poetului Ovidiu, una identică aflându-se poziționată în centrul orașului Sulmona. Ei urmează să viziteze și alte puncte de interes din Dobrogea. Noi dorim să inițiem o colaborare pe termen lung, o înfrățire cu acest club, cu atât mai mult cu cât ne leagă marele poet latin Ovidius. Dorim să inițiem proiecte comune cu rotarienii din Sulmona, focusate pe opera lui Ovidiu. Italienii au vrut să cunoască istoria cetății Tomis, iar vizita la Muzeul de Istorie a dezvăluit câteva dintre reperele istorice mai puțin cunoscute. Ne bucurăm de vizita noastră la Constanța și suntem impresionați de oraș și de toate elementele care amintesc de poetul Ovidiu. Suntem mândri că suntem aici și că întărim prietenia cu orașul cu care suntem înfrățiți. Vizita de astăzi este, din fericire, o reluare practic a legăturilor între Sulmona și Constanța. Este un grup de membri ai clubului Rotary din Sulmona. Constanța este înfrățit cu orașul Sulmona din 1968. Vizitatorii din Sulmona au rămas impresionați de cultul pe care constanțenii îl dezvoltă pentru poetul Ovidiu, în zonă existând un oraș cu acest nume, o universitate, o statuie și chiar o piață foarte importantă. Toate amintesc de existența pe aceste meleaguri a poetului latin Ovidiu.